Ok, am reușit să terminăm într-un final Cyberpunk 2077, un joc care s-a lansat în urmă cu câțiva ani și nu l-am terminat pentru că înregistra o serie de erori și crash-uri, iar jocul nu era absolut deloc optimizat, se mișca fantastic de prost. Așa că vreo 2 ani mai târziu i-am mai dat o șansă, am dat un new game și în circa 25 de ore am terminat jocul. O să vă spun părerea mea sinceră în 2 minuțele. Cyberpunk, din punctul meu de vedere, este un joc plictisitor. S-ar putea ca fanii Cyberpunk să zică că da, lumea e fantastică, viitorul arată foarte bine în jocul ăsta. Cei de pe PC am înțeles că nu au nicio problemă cu optimizarea. Cei de pe console au avut, dar după mega patch-ul lansat în urmă cu doar câteva săptămâni, lucrurile stau și arată mult mai bine Cyberpunk și exact așa și este. Însă când vine vorba de experiența jocului și de quest-urile din joc, main story, respectiv side job-urile din Cyberpunk, sunt ușor dezamăgit. Este un joc care l-am jucat și l-am terminat pentru că mi-am dorit treaba asta, însă dacă ar fi să zic, mă, uai, ce epic a fost momentul ăla din Cyberpunk, fantastic, uai, ce mult mi-a plăcut, acel moment nu l-am regăsit. M-am jucat ca și Street Kid, m-am dus pe partea de nomad spre final de joc și vreau să vă spun că questul principal sau story-ul principal sau cum vreți voi să-i ziceți din Cyberpunk a fost lungit cu apă. E ca și cum aș fi băut o bere, jumătate era bere, jumătate era apă. Foarte mult dialog în schimb în Cyberpunk. Du-te vorbește cu X, du-te vorbește cu Y, du-te vorbește cu ăla, cu aia, vezi ce are de zis, așteaptă puțin până te sună înapoi, du-te fă altceva până te sună ăsta care are quest-ul. Deci a fost o tochitură Cyberpunk-ul. N-am zis-o doar eu, ci și lumea de pe chat. Sunt oameni care au jucat story-uri alături de noi, care au fost cu noi în fiecare aventură de până acum, iar părerea lor a fost cam aceeași. Mi-a plăcut pe de altă parte pentru că ultima dată, chiar înainte să termin jocul, am stat live 10 ore și jocul oarecum m-a prins dintr-o perspectivă. Deci chiar am fost curios să vedem unde duce la urma urmei povestea asta și deciziile care le-am luat pe parcurs. Dar dacă stau să mă gândesc un pic la, la poveste în mare așa și cam cum am trăit eu fiecare side quest și cum am trăit fiecare moment principal din Cyberpunk, pot să vă zic că n-a fost ceva extraordinar. Deci pur și simplu nu a fost ceva extraordinar care să-mi iasă în evidență și să zic că bă, am chef să îmi doresc să intru din nou în Cyberpunk. Anyway, multă lume m-ați întrebat dacă merită jocul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu merită. Nu este un joc care să atragă atenția și pur și simplu după 25 de ore plus în care am reușit să termin Cyberpunk-ul, decizia mea finală este aceeași. Foarte mult dialog și foarte puțină acțiune. Foarte puțină acțiune. Super puțină acțiune. 90% numai se vorbește și 10% este acțiune. Din alea 10%, eventual ai undeva la 5 sau 6 side quest-uri care țin până la o oră, în care reward-urile într-adevăr sunt ok, dar foarte puțină acțiune. Vroiam mai multă acțiune, vroiam să fac mai mult, să fac parte mai mult din Night City, să înțeleg mai mult ce se întâmplă, nu doar side quest-uri. Vroiam să existe o contopire oarecum. Așa, e ca și cum hai că, de exemplu, o să zic de planul lui Takemura. Așteaptă până te caută pe tine Takemura, între timp du-te fă un alt side quest și mai vedem noi cum stau treburile și la un moment dat side quest-ul ăla reușește să intre oarecum în quest-ul principal din Cyberpunk. Dar cu toate astea, chat, l-am regăsit un joc incomplet din punctul meu de vedere. Deci asta este părerea mea finală și dacă mă întreb de Cyberpunk și dacă merită jocul, eu o să zic că nu. L-am jucat,
dar nu am să mă mai întorc în el. Adică nu mai mi-arată niciun interes. So that's all. De asta încerc, exact acum m-am trezit de jumătate de oră și vreau neapărat să vă spun părerea mea despre Cyberpunk. So that's all. Grafica arată bine, a fost mai optimizat cu ultimul patch de pe PlayStation 5 sau PlayStation 4 sau de pe console în general. Ieri am avut o problemă în care save file-ul mi s-a corupt, pur și simplu s-a blocat jocul, s-a corupt fișierul save și ultimele 4 ore jucate erau cât pe ce să se ducă pe râpă. Noroc că mi s-a salvat local pe consolă și am putut să selectez acel quick save, cum s-ar zice. Alte bug-uri, alte glitch-uri nu am întâlnit în jocul ăsta, deși animațiile între caractere și interacțiunea cu caracterele este oarecum basic, așa, parcă din topor, sper să înțelegeți, adică nu e făcut o tranziție, nu este făcut smooth, mașinile se opresc instant, mașina ia curbă și caracterul nu învârte de volan sau faze de genul, niște detalii care în secolul nostru chiar contează. Adică degeaba faci un next gen dacă nu areți adevăratul potențial al jocului. De exemplu, stăteam la un foc de tabără pentru că așa era quest-ul și trebuia să stăm, să ne bucurăm de environment, trebuia să ne bucurăm de peisaj și noi stăteam în fața unui foc care reda lumină, dar focul nu exista. Foc nu era, ca și animație, flăcările alea, fumul nu ieșea din foc, adică, anyway, Cyberpunk este într-adevăr o lume mare, este o lume interesantă, o lume gigantică, fantastică, să zic eu, da, deci te joacă bine, dar experiența de gameplay lasă de dorit, așa că dacă ar fi să dau o notă de la 1 la 10 pentru Cyberpunk, lăsând la o parte linia poveștii și axându-mă mai mult pe gameplay, pe experiența gameplay, aș putea să-i dau undeva o nota 4 sau chiar 5, pentru că asta este cert. Nu pot să fiu mulțumit de jocul ăsta, sincer vă zic și părerea mea rămâne până la capăt aceeași. Mersi frumos pentru deosebita voastră atenție din această aventură. Dacă sunteți de acord cu mine, lăsați un like. Dacă nu, puteți lăsa un dislike. Dacă aveți altă părere decât mine, lăsați un comment, fără probleme. Așadar, vă aștept live în fiecare seară cu tot felul de jocuri și dacă aveți ceva recomandări, vă aștept. Bineînțeles, sunt deschis la orice. It is what it is. Japi, v-am pupat.